Ziua bună, dragilor! Astăzi vorbim despre 3 mituri din fitness. O să vedem dacă sunt adevărate sau false. Aud foarte des aceste întrebări de la clienții mei pe baza a ce aud de la prieteni sau ce citesc de pe Google. Vreau să vedem dacă ele sunt adevărate sau nu. Până una alta, dă un like, m-ar ajuta super mult, un subscribe și eu zic că putem începe treaba. Să-i dăm drumul! Primul lucru pe care l-aud foarte des este: bă, Tudor, dacă vreau să slăbesc și fac foame, oare este eficient? Și răspunsul meu de fiecare dată este: și acum revenim la lucruri serioase, nu. Nu fă foame ca să slăbești. Și o să spun și de ce. Pentru că multă lume se apucă de slăbit sau să vină la sală sau să facă mișcare doar pentru un anume rezultat. Să slăbești 5 kg pentru o nuntă din vară sau să o impresionez pe iubita mea sau whatever, să arăt mai bine în oglindă. Uită de întregul proces pe care trebuie să-l ai în drumul de a slăbi kilograme. Ei vor doar rezultatul, ei vor să înceapă azi să slăbească și mâine să aibă rezultatele dorite. Ce se întâmplă cu corpul nostru când alegem să ne restricționăm foarte mult mâncarea? Păi să o luăm așa. 1. Ne pierdem masă musculară. 2. Devenim letargici, ne supără orice din jurul nostru. 3. N-avem energie, nu vrem să facem nimic, doar să stai în pat. Și atunci, Tudor, dacă vreau să slăbesc, ce să fac? Mănânc mai puțin? Alerg? Ridic greutăți? Ce fac? Zi, ce să fac? Păi, poți alege să mănânci mai puțin, adică să fii într-un ușor deficit caloric. Și pe lângă asta, bă, poți să fii mai activ, plimbă-te mai mult, du-te, ridică greutăți. Aleargă, înoată, doar fii mai activ, fii sigur că arzi mai multe calorii, nu mai stai așa de mult jos, stai mai mult în picioare când lucrezi. Sunt 11.000 de moduri prin care poți fi mai activ, nu e neapărat ideea de sală. Ce-am văzut că funcționează cel mai bine la persoanele care nu au neapărat o problemă gravă cu greutatea și doar vor să arate mai bine sau să se simtă mai bine, este dezvoltarea masei musculare. Cum dezvoltăm masa musculară? Simplu, alegem partea de resistance training. Resistance training, sau mai simplu spus, antrenarea corpului cu niște stimuli externi, ca exerciții bodyweight, flotări, fandări, genoflexiuni, exerciții făcute cu anume greutate, ca exerciții cu ganterile, exercițiile cu haltera, back squat, presurile deasupra capului, sau exerciții făcute la aparate de fitness, sau exercițiile cu bands, cam orice ce îți supune corpul la situații noi. Situații care o să ceară ca corpul tău să fie mai bun, mai capabil și automat o să dezvolți și masa musculară. Al doilea mit despre care o să vorbim în videoclipul de astăzi este acela că noi nu avem nevoie de pauză. Friday is gym day, 24 din 24, 7 zile din 7 pe săptămână la sală, crede-mă, am fost acolo. Ce vreau să spun aici este că noi în sală doar dăm un stimul corpului pentru a se adapta la situații noi. Magia, adică dezvoltarea masei musculară, se întâmplă acasă, când stăm în pat, când mâncăm, când dormim, când ne lăsăm corpul să se recupereze după antrenamentele grele. Deci, concluzia acestui mit este că trebuie să respecti zilele de pauză. Pentru mine funcționează cel mai bine 2 zile de pauză pe săptămână, dar noi ca persoane suntem foarte diferite. Doar tu știi și doar tu o să știi când ai nevoie de pauză și câtă trebuie să faci. Ultimul mit este o afirmație făcută de o clientă de-a mea chiar când am început să ne antrenăm și ăsta nu o să lui toată viața. Și mitul sau afirmația pe care a făcut-o respectiva clientă e următorul: Tudor, dacă noi acum ne antrenăm seara, facem masă musculară, iar dacă o să vin dimineața să mă antrenez, atunci orice aș face, fac cardio, fac ca să slăbesc. Noi ca persoane suntem foarte diferite și la fel, avem stiluri de viață diferite în funcție de cum lucrăm, în funcție de câți copii ai, de la cât trebuie să-i scoți de la școală, de la grădiniță, ce planuri ai timp de o săptămână, cu cine trebuie să te vezi. Deci, de aceea nu există o oră ideală în care tu trebuie să mergi la sală și să te antrenezi. Ora perfectă pentru fiecare client al meu care vine sau pentru mine este atunci
când am timp să-mi fac antrenamentul. Da, clar, de exemplu, îmi place să mă antrenez mai mult de dimineață și dacă am timp să mă antrenez dimineața, uite, o să mă duc și o să mă antrenez dimineața, dar dacă eu dimineața am de lucru sau am de citit sau am facultate sau am școală și nu pot, nu o să anulez total planul, ci antrenamentul. O să mă duc și o să mă antrenez seara sau după masă sau când am timp. Important este să fac asta și să nu-i dau skip, să mă duc să mă antrenez când am timp, pentru că mă duc și mă antrenez pentru mine, nu pentru altcineva. Ăsta am fost eu, vreau să vă mulțumesc pentru toate reacțiile pozitive după primul vlog, mulțumesc că te-ai uitat până la final și la acest vlog. Mult mai multe videoclipuri și idei o să vină pe viitor, o să vreau să ies și afară, să mă duc, să fac cumpărături, să mă duc la sală, să filmez antrenamente, dar încet, încet. Prima dată mă obișnuiesc în acest format să stau acasă, să vorbesc în fața camerei, oricum. Până data viitoare, eu am fost Crișii, nu uita să zâmbești, pa!